Dintre cele 675 de cazuri de rujeolă confirmate în ultimele luni, 7 au fost în Sălaș. Situația se agravează pe zi ce trece. Cele mai multe cazuri de rujeolă s-au înregistrat la granița dintre județele Bistrița-Năsăud și Cluj, 219, în județul Mureș, 145, în Arad, 113, în Timiș, 71. Alte județe grav afectate sunt și Brașov, cu 33 de cazuri, Suceava, 27, Hunedoara, 14 cazuri, Caraseverin, 13 și în Sălaș, 7 cazuri. Situația este cu atât mai îngrijorătoare, cu cât în 2015 au existat doar 7 cazuri confirmate în toată țara și niciun deces. În 2016 a fost diagnosticați un număr de 7 copii cu rujeolă, dintre care 6 nevaccinați și unul vaccinat. Pe medii de proveniență, din rural sunt 5, din urban sunt 2. În principal a evoluat un focar în zona Poienei Blenchii, unde au fost cele cinci cazuri. Aceste cazuri au avut ca și punct de plecare, credem noi, contact sau au fost contacti cu alți copii din Dej sau în Cluj, pentru că au fost copii care au fost internați în secția de pediatrie din Dej. Și după ce au venit acasă, s-au îmbolnăvit. Toate cele cinci cazuri au fost la cămine sau, nu știu, locuințele acelea sociale din Poiana Blenchii. Acești copii nici măcar n-au fost internați în județul Sălaj, ei au fost internați fie la Cluj, fie în spitalele din Timișoara. Sunt persoane care călătoresc. Celelalte două cazuri, unul din Zalău și unul din Șimleu, sunt studenți. La fel, s-au îmbolnăvit unul în Cluj, unul în Târgu Mureș, sau mă rog, au fost contacte a unui bolnav unde au evoluat alte focare. Motiv pentru care n-am mai avut decât alte cazuri în județul Sălaj, decât cele două care au fost izolate la secția spitalului județean, secția de boli infecțioase. Evoluția a fost corespunzătoare la cei care au fost internați. În Zalău, pe aceștia avem foi, la ceilalți doar am primit comunicarea de la celelalte direcții de sănătate publică care pe unde au fost internați. Acum, ca și măsuri, încă de la începutul anului, prin adrese, Ministerul Sănătății ne-a informat că evoluează în mai multe județe focare de rujeolă, motiv pentru care ni s-a solicitat să instruim și să reinstruim medicii de familie, medicii care lucrează în alte cabinete medicale, asistenți comunitari, mediatori sanitari, ca toată lumea să participe la informarea și la mobilizarea populației eligibile la vaccinarea RORR și, bineînțeles, medicii de familie să-i vaccineze. Vaccinarea are un regim continuu, practic când medicul de familie îl prinde, atunci îl vaccinează, nu este o perioadă anume, numai sfârșitul de lună, da? Deci când prinde copilul nevaccinat, îl și vaccinează. În lunile august și septembrie am distribuit în județ în jur de 2500 de doze de RORR. Ultimile doze le-am distribuit săptămâna trecută și săptămâna aceasta. Deci, practic, și în momentul de față, medicii de familie vaccinează copiii care sunt scadenți la RORR și care mai sunt restanțieri. În mod normal, în județul Sălaj n-am avut focare de rujeolă care să ne alarmeze. Au mai existat izolat câte un caz. Vedeți că și cazurile acestea care au venit din Pustă Vale n-au fost cu cazuri inițiale din Sălaj. Au fost cazuri de contact, de fapt la toate cele 7 cazuri. Au fost contacte a unor copii sau a unor bolnavi din județele din jur unde au evoluat focare. Cauza categoric este faptul că, v-am și spus, din aia 7, 6 au fost nevaccinați. Deci există acea populație
care este greu de prins, care vedeți că nu prea stă acasă. Medicul îi prinde foarte, foarte greu, ați văzut, se și internează ba la Dej, ba la Cluj, ba la Timișoara, deci nu au un domiciliu stabil, sunt greu de monitorizat. Nici nu știu dacă toate sunt persoane asigurate sau nu sunt asigurate. Dar, mă rog, oricum vaccinarea se face, deci vaccinarea se face indiferent dacă e asigurată sau nu e asigurată. De-aia spun că nici nu știu dacă cu adevărat figurează pe lista unui medic de familie în mod constant. Sigur că dacă se duc la medicul din comună, îl primește și îl vaccinează, dar nu știu dacă e pe lista lui. Rujeola este o boală infecțioasă a copilăriei cauzată de un virus extrem de puternic. Pacientul face febră mare, după care apare o erupție extinsă pe piele. Boala netratată poate duce la complicații grave, precum encefalită, otită, pneumonie și, în unele cazuri, chiar orbirea. Cei mai afectați sunt copiii foarte mici, pentru care boala s-a dovedit a fi chiar letală.